Dacă mergem la piscină, ne expunem la pericole, ce afecțiuni pot să apară, afecțiuni ale pielii pot să apară în urma mersului la piscină? Cele mai frecvente afecțiuni dermatologice care apar la stranduri sau la piscine sunt micozele, infecțiile cutanate, afecțiunile virale și diverse reacții alergice la substanțele dezinfectante. Prin ce se caracterizează mai exact aceste afecțiuni? Puteți să ne dați câteva caracteristici pentru fiecare dintre ele? Micozele, dintre acestea, cele mai frecvente sunt leziuni apărute pe piele sub forma unor mici pete brune, cafenii sau, din contră, depigmentate la nivelul trunchiului, așa zisul pitriazis versicolor sau dermatofiția piciorului, micoza piciorului, în care apar zone de tegument macerat, fisuri, prurit cutanat și care ulterior se pot suprainfecta bacterian. Dintre afecțiunile cutanate infecțioase, cel mai frecvent sunt infecțiile stafilococice, cum este de exemplu furunculul, o leziune dureroasă, roșie, umflată, purulentă sau foliculitele, infecții bacteriene, mici coșuri care pot să apară pe trunchi, pe toracele posterior și sunt și anumite bacterii rezistente la temperatură foarte ridicată, cum este Pseudomonas aeruginosa. Dintre afecțiunile cutanate virale menționăm verucile vulgare sau acei negi dureroși care ulterior trebuie cauterizați sau moluscum contagiosum manifestat prin mici leziuni sub formă de ridicături ombilicate, papule, albicioase central mici, de dimensiuni relativ mici, 2-6 mm. Cei pacienții cu acne vulgară li se pot agrava leziunile datorită clorului existent în apa de bazin, reacțiile alergice care pot să apară prin contactul cu substanțele dezinfectante sau chiar clorul folosit, însoțite de prurit cutanat și mai rar poate să apară granulomul de piscină, o leziune care apare în zona genunchiului sub forma unei papule, adică o ridicătură violacee, apare de obicei pe o leziune preexistentă, este cronică și poate să ducă chiar la ulcerații, având o perioadă de incubație de câteva săptămâni. Cu excepția afecțiunilor cauzate în mod direct de clorul din apa de la piscină, restul afecțiunilor pot fi cauzate și în alte contexte decât cel privind mersul la piscină? Pot să fie cauzate și în alte contexte, însă cert se pot agrava prin mersul la piscină sau la bazin. Care persoane sunt mai predispuse la contractarea acestor afecțiuni? Cei mai predispuși sunt copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu un sistem imunitar deficient. Există vreo metodă prin care s-ar putea preveni aceste afecțiuni? Există mai multe metode prin care ele pot fi prevenite și, în primul rând, spălatul la duș cu săpun înainte și mai ales după ieșirea din bazin, din piscine, folosirea de papuci la spălatul la duș și apa care din jurul bazinelor, pentru că orice apă stătută, călduță, predispune la, în special la micoz. De asemenea, nu trebuie împrumutați papucii altor persoane și trebuie evitat epilatul înainte de a merge la bazin, deci măcar cu o zi înainte, acesta ar trebui făcut cu o zi înainte de a merge la strand, pentru că se pot produce microfisuri pe unde pătrund microbii. Ce ne facem cu bazinele care nu au dușuri?
Eventual făcut un duș acasă înainte de a pleca la strand, la piscină și după reîntoarcerea. Există anumite leacuri pe care pacienții și le pot administra singuri dacă bănuiesc că au contractat o asemenea afecțiune? Până la urmă, cum tratăm genul acesta de afecțiune? Cel mai indicat ar fi să se adreseze unui medic dermatolog imediat ce observă apariția unei leziuni pe piele. Cel mult pot să-și aplice un spray antimicotic la nivelul tălpilor după ce ajung acasă.